Noua mea echipă. Bum! Salutări și bine v-am găsit la un nou clip cu FIFA 22 Ultimate Team. De data aceasta vreau să-mi bazez puțin conținutul și pe Ultimate Team, așa că o să vă prezint echipa mea. Știți cu toții că am făcut un live în care v-am lăsat pe voi să-mi decideți echipa, cei care ați fost pe live, ceilalți n-aveți cum să știți. Între timp s-au mai făcut câteva schimbări pe care încă nu le-am testat pe toate, așa că hai să vă prezint jucătorii și să testăm echipa, să vedem dacă merge sau dacă vindem ceva de aici ce nu e bun. Începem cu portarul Gulag și de 86 reflexe, 85 diving, 84 handling, cumpărat pentru 4K, probabil acum e și mai ieftin. Da, un portar bun, n-am ce să zic. Klosterman e untradeable, de fapt nu e untradeable, dar mi-a picat mie direct și nu l-am vândut. Are deja 67 de meciuri la club, fundaș foarte, foarte OP, 82 defending, 85 pace, e rupere fundașul ăsta după părerea mea, foarte OP. Akanji, decent să zicem, merge pentru că are picioare. Un cartonaș decent cu 81 defending, 81 pace, 77 physical. Sunt variante și mai bune aici, însă n-avem bani, băieți, suntem săraci. E funciat. Mergem și cu fundașul stânga din nou, o variantă mai slăbuță așa, însă l-am luat pentru care 91 pace și e ok pentru o variantă de Bundesliga și ajută și la link aici. Aș putea să iau pe viitor un Upamecano cu un Davis, l-am avut pe Upamecano dar l-am vândut ca să am bani de Dembele. În fine, hai să vă arăt următorii jucători. Test aici, nu e cine știe ce e prima oară când o să-l testez. Ar fi trebuit să-i dau un Shadow, dar n-am bani de Shadow sau un Sentinel. Stai să vedem dacă avem Sentinel pe aici. Să-i dăm să crească pe Defending și pe Physical, pentru că Pace are destul. Ok, îi dăm aici un Sentinel, că e cam slăbus vărul, însă face link perfect aici cu Dembele. 5 stele, 5 stele, 86 dribbling, 93 pace, 77 shooting, l-am luat direct cu Hunter, deși cred că ar merge ceva să-i crească și dribbling-ul, însă o să vedem cum este și Dembele. La mijloc, Zakaria, nici pe ăsta nu l-am testat încă, sper că o să fie bun, după statistici pare foarte bun în defensivă, totuși cred că ar trebui să-i dăm un nou chemistry style, nu știu pe care mai exact. Bă, vreau să crească mai mult pe dribbling și pe pase, pentru că defending physical are, pace are. Hai să-i dăm să crească pe dribbling și pe... A, are deja, mă, are deja, stai așa. A, păi ok, mă, ăsta. Și aici începe nebunia. Vinicius, OP și el. Vinicius, 5 stele skill moves, 4 stele weak foot. E bombă jucătorul ăsta, 87 dribbling, 95 pace. Dacă aveam varianta inform era și mai și. Îl avem pe Valverde. Nope. Unde e, mă, Valverde? O variantă puțin mai slăbuță a lui Lorente, dar este ok și acesta, 77 defending, 80 physical, 86 pace, bun pentru defensiva acolo. Și atacul format din Griezmann, e rupere, Griezmann are în 60 de meciuri, 46 de goluri, 16 asisturi, este cel mai bun jucător al echipei, dar poate cu noile achiziții vor fi alții mai buni. Și de asemenea o să-l testez prima oară și pe Gomez. L-am luat în locul lui Corea pentru că nu mi se părea cine știe ce Corea. A costat mai mult, dar sper că merită. 87 dribbling, 87 pace, 78 shooting, 84 pase. Iar trebuie un Hunter, dar nu mai am bani de Hunter, așa că o să lăsăm așa deocamdată. Și hai să vedem cum se descurcă echipa într-un meci, pentru că adversarii sunt chiar bunicei acum. Sunt în divizia 6, mai am puțin și urc în divizia 5. Adversarii sunt mult mai buni decât anul trecut în această divizie, pentru că acum nu mai poți efectiv să scazi și e mult mai greu să intri în divizii. Are un Corea, un Dembele și el. Asemănătoare puțin echipa și hai să îl batem, zic. Hai să-i dăm cu fotbal un cap. Fece rapid, asta e român, mă. E român. Uzman, deja se simte viteza lui Uzman Dembele, însă rămâne acolo Uzman. Trece fantastic. Uzman, ce bun este acest Uzman. Griezmann, oh, super Griezmannito, e Griezmannito, v-am zis că Griezmannito e rupere totală și dă gol și în acest meci, o bombă acolo din partea lui Griezmann, trece fantastic și face 1-0, deci nu o dai, mă, cu Griezmann, pe bune că nu o dai cu Griezmann, l-are și el pe Uzman. Klosterman este genial în apărare, v-am zis. Bă, dar stați că Valverde joacă atacant și Griezmann CDM, stați așa că n-avem tacticile bine făcute. Ok, nice. Dar recuperează bine Griezmann, nu mai contează că e mijlocaș, că e atacant, Griezmann joacă bine oriunde. Pasă în centru, Valverde șutează în blocaj acolo, da, mă, trebuie neapărat să-l scot
pe Valverde ăsta de pe poziția de atacant. A, mă, uite că Valverde era atacant și Griezmann, ce de meu, ok, acum totul o să fie mult mai ok. Zakaria, ce bine recuperează, chiar bun Zakaria ăsta, n-am ce să zic, și l-avem pe Griezmannito, trece fantastic, Dembele nu prea urcă, însă ne ajută cumva. Dembele mare pana din elastico, incredibil Dembele, și no, nu mai trece. Dar ce pe elastico a făcut acolo Dembele, a omorât efectiv pe adversar. Dembele, șutează Dembele, însă destul de slăbuț. Gomez, Griezmann, a plecat excelent, nu e offside, nu e offside scăriță, dar n-ajunge la ea Griezmann. Dacă avea viteză Griezmann, era rupere totală, prit. Cum aleargă Dembele ăsta, zici că a fost cocoșat toată viața lui, la fel ca mine. Ok, prima repriză se termine, nu am jucat chiar cine știe ce. Însă important este că am reușit să marcăm, nu prea au fost, după cum puteți vedea, șuturi. Adversarul a avut 0 șuturi, dar sincer nu l-am văzut deloc pe Dest în echipă. Deci Dest a fost invizibil, nu cred că a tins mingea niciodată Dest. Griezi, încă o dată aceea schemă care merge foarte bine. Griezmannito! E Griezmannito, băieți, e Griezmannito. Deci mult prea zeu, frate. E zeu, n-ai ce să-i faci, n-ai ce să-i faci, efectiv. Vă recomand să vă luați Griezmann. Dacă n-aveți Griezmann, luați-vă și voi unul în echipă și vă cară efectiv în fiecare meci. Hopa, hopa, pericol mare aici, pericol mare și e gol. Mamă, ce-a băgat-o, ești nebun. Mamă, ce-a prins-o Kingsley Coman. Da, Dest ăsta nu e extraordinar, dar uite și tu ce mi-a făcut Gulag și că... Ok, Dembele, Dembele, Dembele... Dembele, 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 mă, Dembele, mă. Cred că am zis Dembele de 10 ori în 5 cuvinte. Da, marchează aici, face 3-1, cred că câștigăm până la urmă. Griezi, ce bine trece, Griezmann aproape să marcheze încă o bombă aici, însă scoate portarul și l-avem pe Ousmane Dembele. Fiți atenți ce o să încerc cu el. Oh my goodness. Mult prea zeu de... Mult prea zeu Dembele. Mult prea zeu Dembele. Deci efectiv ce a făcut la faza asta, s-a terminat total ce a făcut la faza asta. Și oponentul dă și reșcuit. Incredibilă echipa. Incredibil ce reușim să facem în acest meci. Da, câștigăm cu 4-1. Mult prea OP. Și putem să urcăm în divizia 5. O să mai dăm un meci să vedem dacă reușim să urcăm în divizia 5 sau dacă pierdem. Dacă pierdem, ne ducem înapoi la checkpoint. Hai că vedem ce se întâmplă. Sperăm că n-a fost doar un meci de moment și sperăm că așa o să joace echipa tot timpul. Mergem, mai dăm un meci și după terminăm episodul, băieți. Deci până acum Griezmann alături de Dembele car echipa, Gomez cu Vinicius cam slăbuți în meciul trecut, însă poate aceștia vor străluci în meciul care va urma, cine știe. Următorul oponent, vă, care o echipă de Italia, joacă cu trei fundași foarte rapizi, la Croix, Sâtă Just și Klosterman, o echipă rapidă acolo în apărare. Sperăm că reușim să-l batem și că mergem în divizia 5. Ok, Papu Gomez, ah! Ieșise cu portarul, încerca mare scăriță după dacă reușeam să trec, dar n-am. Îmi place că am jucător cu 5 stele și pot să-i folosesc destul de bine. Dembele aici, Dembele, un elastico foarte bun, univers elastico, Dembele, cam rupere, Dembele, da, dacă nu încercam brazilian acolo. Pericol mare, pericol mare, Lazari și Klosterman, da mă, Klosterman, așa te vreau. Ho, 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 ușor, ușor, că e greu să-i mingea lui Dembele, ușor, vere, ușor. Vinicius, Vinicius Junior, pasă la Dembele, șutează Dembele în blocaj. Papu trece bine, Griezmann acolo, excelentă pasa, nu e offside, centrarea lui Griezmann și e gol, what? Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil așa ceva? Nu cred, cum a intrat lovitura aia de cap, pentru că din punct de vedere fizic mi s-a părut imposibil. Vinicius s-a dus așa și mingea s-a dus așa, adică efectiv a dat cu capul într-o direcție și s-a dus mingea în altă direcție. Nu înțeleg cum, dar eu mă mulțumesc că a fost gol la faza asta. Papu Gomez, Griezi, du-te Papu, 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 ai de ma, a venit la croase, vede care pace-ul ăla la croase, e greu de depășit acolo. Din păcate Dest ăsta nu prea face față, cam trebuie să scăpăm de el, însă nu prea avem alte variante. Klosterman se apără impecabil. Da mă, e gol, e gol,
Asta-i? Și bate ăsta palma cu Fani. Da, se face 1-1. Din păcate n-am stat bine acolo în defensivă. Mi-a luat un gol destul de ușor după părerea mea. Ok, bine aici, Papu Gomez. N-are unde, n-are efectiv unde. Efectiv n-aveam pe unde să mă duc. Avea toată echipa acolo în defensivă. Ce bine trece Valverde. Hai să încercăm un șut cu Valverde. Dar s-a dus direct în Dembele, mă. S-a băgat Dembele în fața mea. No, ce a fost asta? Mult prea ușor, frate, în defensivă. Da? Uite-te și tu ce spațiu mare era în defensivă, frate. Efectiv nu strâng deloc fundașii lateral. Nu țin pe nimeni fundașii lateral. Ok, Papu Gomez șutează. Slăbus șutul. Nu cred ce ușor trece cu Dzeko acolo. Dă pe lângă poartă și prima repriză se termină. Foarte, foarte ușor a trecut cu Dzeko acolo. Se duce la Zari ăsta, centrează Klosterman, respinge, însă respinge fix la adversar. Ok, a fost offside, cred. Să nu prea juca nimic în defensivă, cam toate mingile. Wow, ce naiba se întâmplă, băi, Vere? Grizi, Griezmann, no, scoate Castes acolo și ieșise cu el, ok, încă o șansă. Gomez în blocaj, Zakaria, te rog, câștigă duelul ăsta, Zakaria. Griezmannito, încă o dată scoate Castez, nu prea intră șuturile astea de la distanță în meciul acesta. Totuși e bine că reușim să ne creăm ocazii și suntem periculoși acolo în atac. Wow, deci fundașii mei laterali sunt incredibili. Deci sunt incredibili fundașii mei laterali. Mamă, ce a făcut-o Dembele, ești nebun, cât de bun e Dembele ăsta, e mult prea zeu Dembele. Și Valverde încearcă să găsească spațiul oportun. Vinicius! Da? Bă, s-a lovit tot al meu, mă, frate, mă, las-o în cola, ai mei intră unul în altul, nu e posibil așa ceva. Să intre unul în altul, să nu se coordoneze puțin. Ok, ultimul atac, băieți, dacă nu dăm gol aici, o să pierdem cu 2-1. Însă mi-a plăcut cum a jucat echipa, chiar dacă meciul ăsta parcă nu a mers efectiv nimic. Nu știu, s-a apărat mult prea bine jucătorul, dar și ai mei parcă s-au lovit unul de altul, nu a mers mai nimic. Grizi aici, trece bine. Grizi egalează din nou omul meciului, Griezmann. Nu ratează din această poziție, mare vinclu și se face 2-2, este bine că n-am pierdut în acest meci, până la urmă reușim să egalăm, avem destul de mult noroc. Trebuia să avem și noi noroc în meciul ăsta, pentru că nimic efectiv nu a mers. Omul meciului de la noi cred că este Griezmann, clar, un gol și un asist pentru acesta. Ok, ați văzut că echipa chiar joacă decent, băieți. Faza e că meciul acesta parcă nu s-au aliniat astrele așa, dar important este că am reușit egalul până la urmă și încă mai avem o șansă la divizia 5. Ne vedem data viitoare cu un nou clip de genul. Sper că vă plac clipurile cu Ultimate Team. Dacă vă plac, nu uitați de like, să facem 1200-1300 de like-uri. Nu vă cer multe like-uri. Eu am fost Gianni, v-am pupat.